Este ora 12. Radio Constanța. Bun găsit, sunt Florentina Stan. Polițiștii ar putea trece pe la detectorul de minciuni înainte de a fi avansați. Portul Constanța țintește piețe noi. Până la ora 14, județele Constanța și Tulcea sunt sub atenționare de vânt puternic. Acesta va atinge la rafală până la 70 de km la oră, iar din acest motiv și porturile rămân închise. Meteorologii mai spun că vremea se va menține rece până la începutul săptămânii viitoare, iar de marți temperaturile vor înregistra o ușoară creștere. Meteorologul de serviciu, Alina Șerban. Vântul va persista în prima parte a zilei de astăzi, cu viteze mai mari în partea de sud-vest și de sud-est a teritoriului. Procesul de răcire va continua atât astăzi cât și mâine. Vom înregistra maxime preponderent negative. Noaptea de duminică spre luni și luni spre marți vor fi foarte reci, chiar geroase. Pe parcursul zilei de marți, valorile termice se vor îndrepta către un normal caracteristic perioadei, ca miercuri să crească ușor. Valori de 3 până la 7 grade. Polițiștii ar putea trece pe la detectorul de minciuni înainte de a fi avansați. De asemenea, toate abaterile, dosarele penale și reclamațiile împotriva polițiștilor ar putea fi centralizate într-o bază de date speciale. Mai mult, șefii poliției vor să angajeze mai mulți psihologi, pentru că acum un singur specialist este responsabil de 700 de angajați. Sunt câteva dintre propunerile făcute de șeful Poliției Române pentru a salva sistemul de ordine și siguranță, zdruncinat de scandalul agentului suspectat de agresiuni sexuale. Se anunță noi investiții în portul Constanța, drumuri noi de acces, reabilitarea instalației electrice, dar și dezvoltarea unei insule artificiale. Proiectele ar urma să beneficieze de finanțare europeană, dar și din partea unor investitori privați. Directorul APMC, Dan Tivilichi, spune că pe viitor, portul Constanța nu se va axa doar pe transportul de cereale, ci va ținti și alte piețe, cum ar fi cea a petrolului și gazelor. Portul Constanța și în acest an va rămâne numărul 1 în lume în ceea ce privește cereale. Numai că nu trebuie să stea numai în cereale. Poate avea o valoare deosebită în ceea ce se cheamă segmentul de oil și gaz. A ieșit și certificatul de urbanism pentru un nou terminal petrolier în portul Constanța-Oagigea. Un terminal dedicat motorinei tip jet. A doua direcție de dezvoltare a portului Constanța o văd pe genul ăsta de energie, ceea ce se cheamă oil și gaz. Elevii și preșcolarii se întorc la cursuri de mâine după vacanța de iarnă. Următoarea vacanță, cea intersemestrială, va fi între 3 și 11 februarie. Pentru liceenii din clasa a 12-a, luna viitoare aduce și o premieră. Între 12 și 22 februarie, ei vor susține probele orale ale bacalaureatului. Vremea rece astăzi în Dobrogea, cu maxime cuprinse între minus 4 și 0 grade, cer noros, vânt moderat, lapoviță și ninsoare. La noapte se vor înregistra temperaturi cuprinse între minus 9 și minus 5 grade. Și mâine vremea rămâne geroasă, cu maxime în timpul zilei între minus 3 și minus 1 grad, însă de marți vremea începe să se încălzească ușor. La această oră sunt minus 2 grade la Mangalia, minus 3 la Constanța, minus 4 la Cernavodă și Mercidia, iar la Sulina sunt minus 5 grade. Știrile orei 12 se opresc aici, rămâneți alături de noi! Primul radio din Dobrogea. Radio Constanța.